Auto Bergamodeva a obținut o nouă victorie în Liga 1 de futsal, dar și aceasta cu mari emoții. Deveni o jucată acasă cu o adversară tradițională, FK Odorheiu Secuiesc, și au câștigat în final cu 7-6, după ce în două rânduri au condus și la 3 goluri diferență. Dorin Popa, președintele celor de la Auto Bergamo, a fost mulțumit de rezultat, dar nu și de maniera în care a fost obținută victoria. Acesta a spus că s-au făcut foarte multe greșeli individuale, în special la jucătorii mai tineri, și speră ca ele să nu se mai repete, însă i-a remarcat pe Andrei și Pânzaru. Dorul Popa, ca de obicei, meci infernal cu Odorheiu. Da, chinuit la un gol diferență, cum am zis, dar victoria. Ce să spun, ne-am făcut noi singuri meciul greu, în schimb am recâștigat jucătorul pe care îl știam, Andrei, cu execuțiile, în sfârșit sper să fie pentru el un star, să-și revină la ceea ce așteptăm noi. Important este victoria, dar nu înțeleg, de ce ne chinuim atâta, vorba noastră. Deci aveam 5-2, 6-3, nu știu, greșeli, foarte multe greșeli. Sperăm să se termine cu gafele astea impardonabile, pentru că ne facem, repet, singuri meciurile grele. Deci acum să nu mă creadă cineva tâmpit sau, cum să zic, absurd, de ce să nu stăm liniștiți? De ce să nu câștigăm la 2-3 goluri lejer și ne facem meciul greu? Eu nu vreau să le iau din meritele lor și bravo lor, ei au făcut totul, dar și ei au făcut meciul greu. Să nu uităm că Pânzaru a fost un om exponențial astăzi, ca de fiecare meci, eu admir foarte mult spiritul lui de sacrificiu pentru echipă, el a jucat și accidentat astăzi. Deci a jucat accidentat Pânzaru și a dat totul pe teren, bravo lui, așa e un lider, un capitan de echipă. Așa avem nevoie. De nu, tinerii trebuie un pic să nu mai fie așa de visători, să gândim un pic, pentru că sportul se joacă, e fizic, e tot, dar trebuie să joci și cu capul. Deci asta e concluzia mea pentru astăzi. Devenii au deschis scorul în minutul 7 prin Gavrilă, dar oaspeții au reacționat imediat, egalând prin Tanco. Apoi Auto Bergamo a beneficiat de autogolurile lui Balaji și Chedei, dar la pauză a fost 3-2 pentru Deva, oaspeții reducând din handicap pe final de repriză prin Canio. În primele 5 minute ale mitanului secund, Deva a mai punctat de 2 ori prin Cojocaru și Andrei și conduce cea cu 5-2. La jumătatea reprizei secunde, însă, Auto Bergamo a comis cea de-a 6-a greșeală personală și a fost sancționată cu o lovitură de la 10 metri, transformată de Balint. Orice irregularitate ulterioară, dacă s-ar fi comis, urmând a fi fost astfel pedepsită. În minutul 32, Cojocarul a făcut 6-3 pentru Deva, dar în minutul 37 era 6-5, grație dublei reușite de Balaji. Aproape imediat, Andrei a înscris pentru Deva, iar finalul a fost incandescent, oaspeții mai reușind un gol în ultimul minut prin Segi. În cele din urmă, Deva a câștigat cu 7-6, însă antrenorul celor de la Odorhei, Zoltan Iacab, crede că echipa sa merită un egal. Domnule Iacab, ca de obicei, meciul între Deva și Odorhei, meciul de infarct. Cum a fost azi? Da, tot timpul am jucat meci așa de infart, cum ziceți. Păcat că nu a fost televizat, că cu jocurile astea ce am avut astăzi, am jucat cu Deva, putem să promovăm futsalul. Păcat că am trezit puțin târziu, am făcut niște greșeli individuale și nu am putut să revinem în meci. Am revenit, dar eu înțeleg pe asta că nu am putut să scoatem un rezultat egal. Cred că era mai echitabil un rezultat de egalitate, dar câteodată așa e că nu demonstrează scorul ce a fost pe teren. Victor Acosta, principalul Devenilor, a felicitat echipa adversă, deși consideră că oaspeții au avut și ceva noroc, fiind, pe de altă parte, mulțumit de efortul depus de elevii săi pentru obținerea victoriei. Sí, es un equipo que lucha todos los partidos hasta el final y es muy difícil jugar porque no baja nunca los brazos. Da, este o echipă care niciodată nu renunță, luptă până la final și niciodată nu coboară brațele. Bueno, a veces los jugadores no están concentrados y están nerviosos y hoy era un partido que necesitábamos ganar y yo creo que las faltas vienen por exceso de intensidad y falta de concentración. Am zis că de multe ori jucătorii nu sunt concentrați și știam că e o partidă cu presiune pe care trebuie să o câștigăm și din cauza asta, din cauza intensității ridicate pe care au avut-o, au comis greșeli. Nosotros tenemos que intentar resolver los problemas que pasan al final del partido, pero claro, ellos tuvieron ahí un puntito de suerte en algún chute que entró,
Pero claro, nosotros al final de partido, cuando tú te dedicas a atacar, 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 y ellos solo están en contraataque, claro, el esfuerzo es mucho nuestro. Am făcut foarte mult efort pe final și de tot meciul ne-am dedicat să atacăm, iar ei au jucat foarte mult pe contraatac și au avut, crede că, și puțin noroc la unele șuturi care au ajuns și și-au atins ținta. Auto Bergamo, care este a doua în clasament din cauza golaverajului mai slab ca liderului United Galați, va juca etapa viitoare, sâmbătă 23 octombrie, de la ora 11 pe terenul ultimei clasate, Clujana Cluj, meci în care devenii sunt văzuți ca mari favoriți.